Amenințată de propria fată că o electrocutează. Sunt acuzațiile extrem de grave ale unei mame din județul Prahova. Femeia strigă disperarea în fața unei țări întregi după ce fiica ei ar fi păcălit-o să-i vândă casa, cu condiția ca aceasta, împreună cu ginerele, să aibă grijă de ea toată viața. Ei bine, recunoștința fiicei nu ar fi durat mult, iar acum mama ar fi gonită din casă după ce ar fi fost bătută de fiică și de ginere, atât de tare încât a avut nevoie de îngrijiri medicale. Însă mai mult o să ne spună chiar ea, o invit în platou alături de noi, se numește Maria Dilă. Doare, habar n-ai tu cum doare. Bună seara, doamnă! Bună seara și Cristos a înviat! Adevărat a înviat! Să luați loc, vă rog, pe canapea și să ne povestiți ce s-a întâmplat, cum de ați ajuns într-o astfel de situație pe care ați povestit-o cu propriul copil. Da. În anul 2013 am făcut un act de vânzare, cumpărare cu ginerele meu. Și eu am vrut să pun clauză. Zic, măi, nu se poate, se întâmplă atâtea în lume, am văzut atâtea la televizor și nu prea am încredere. Și ce, cum să punem clauză? Zice că mata mă cunoști foarte bine, eu îl cunoșteam foarte bine, pentru că a stat mulți ani la mine, i-am ajutat. A născut, a botezat la mine, mama lui nu l-a primit, eu l-am primit, a stat cu chirie la blocuri acolo, la Pucheni, i-au dat afară, l-am primit înapoi și au stat la mine până au cumpărat o casă acolo, la Pucheni, Moșnei. Au cumpărat căsuța, s-au mutat acolo și au stat acolo. Deci eu am avut atâta mare încredere în el, vă spun. Nici în părinții mei nu am avut așa încredere. Și, hai, dacă voi ziceți că să ridică ăștia doi dacă pun clauză și nu știu ce și nu știu cum, am acceptat, deci am mers pe respect și încredere. Și am mers la notar, am făcut masa succesorală, deci am făcut moștenirea mea după tatăl și mama mea, am revenit la numele meu de Dilă, apoi am făcut actul de vânzare-cumpărare, în care l-am întrebat, măi, dacă eu nu scriu clauză în contract, dar mine cine vede? Nu, stai liniștită că vede, mă spune bani la cec, vând acolo, fac aici o casă mare, hai să fim mulțumită, facem și două cameri, fica cealaltă. Și eu am crezut că el e omul care zidește o casă, care mi-adună familia, dar mi-a destrămat-o și pe mine la fel. Ce s-a întâmplat din 2013 până acum? V-ați mutat la ei? Nu, e casa mea, deci ei stau la mine la moștenirea mea. Deci moștenirea mea eu am vândut-o lor. Da. Ați vândut-o, deci nu mai e a dumneavoastră. Nu mai e a mea. Dar ce se întâmplă? Eu nu am primit niciun ban. Deci eu l-am întrebat, măi, omule, zic, ce scriu aici la bani? Scrie că i-ai primit, am și actul de vânzare-cumpărare la mine. Și am mers pe bază și încredere. Și acum a luat casa foc, casa s-a deteriorat, eu m-am îmbolnăvit, am o coxatroză pe șoldu, sunt cu contuzie de bazin și la muncă nu mai pot merge. Au început certurile, au început neajunsurile. Dar dumneavoastră locuiați cu ei în casă? Nu, eu locuiam singură. Singură locuiam. Și practic după ce a ars casa, da, au început, a trebuit să mergeți acolo la ei, pentru că Nu. Deci nu, eu stau tot la casa părintească. Înțelegeți? Deci ei au venit de la casa din Pucheni, de unde au cumpărat-o, s-au mutat aici la mine. Am înțeles. La moștenirea mea, care le-am dat-o eu prin act vânzare-cumpărare. Și acum vor să vă dea afară de acolo, sau v-au dat deja. Dar acum îmi spune. Ia tu, măi copii, mă dați afară, dar nu vă gândiți, nu vă frică de forța aia. Dar de ce? De ce-i deranjați? Cum să vă spun? Sunt multe de spus. În spatele la toată povestea asta e ceva care nu pot să spun. Să comprimați așa un pic. A avut o firmă de construcții. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Unde mergeam, eu picam cauza. Ce s-a întâmplat? Că nu ne-ați spus. S-a întâmplat ce s-a întâmplat ce? Nu mai are. Nu, deci nu au niște probleme. Mers afacerile. Au niște probleme. Și eu dacă mergeam să iau o pâine, sau mergeam la o prietenă să beau o cafea, sau mergeam... Deci multă lume știa că acum e netul și online-ul și toate. Eu care habar n-am, nu știam. Așa, ce știam din casă. Știam normal că era fiica mea și să știam toate cele. Și veneam, că ai fost la cutare și ai vorbit cutare și ai discutare. Măi, fata, deci fata mea m-a băgat în gura lui, practic. Problema era că fiica dumneavoastră avea ceva împotriva faptului că mergea să beți o cafea cu o prietenă? Da, sau dacă mergeam să-mi iau o pâine și mă întâlneam cu cineva, ai vorbit de mine și ai spus, măi, fata, n-am vorbit, deci
Dar chiar nu am spus la nimeni absolut nimic. Dar înainte să vă mutați, să vină la dumneavoastră în casă și să trăiți împreună cu fata și cu ginerele, ce fel de relație ați avut? Foarte bună. El era un om foarte bun. Ginerele meu era un om foarte bun, vă spun. Dar ne-am fata, ajutat. Cum vă... Fata mai avea, mai are scăpări așa, minte, minte mult și, cum să vă spun, îi place, chiar dacă e bine, ea vrea scandal. Dar câte camere aveți acolo? Adică poate locuiți, poate e prea mic spațiu pentru câți oameni sunteți. Nu, are un băiatul plecat în Anglia, fata e primul an la facultate, soțul ei e plecat în Anglia, ea e singură. Deci are una, două, trei, patru camere și un hol. Și eu stau într-o magazie de casă. Deci soțul ei, ginerele, e plecat în Anglia? Da, e plecat în Anglia. Bun. Doamnă, cine v-a bătut? Că spuneam în prezentare că... Prima dată m-a bătut și ginerele și fica. Dar nu m-a bătut cu pumnii sau cu picioarele, nu. Prin trântire. Ea mă trântea, el mă ridica, mă dădea aici. Am certificatul medicolegal. Dar de la ce a pornit conflictul? De s-a ajuns la De la chestiile astea, că eu merg și spun de ei, că n-am pus apă la câine, că n-are câinele apă. Deci, probabil că au văzut și casa arsă, m-au văzut și pe mine bolnav, ce a zis? Am pierdut și casa, maică-ta s-a îmbolnăvit, probabil că nu i-a mai convenit sau... Nu știu, deci nu știu niciun motiv pentru care mă chinui atât. Și nu credeți că acum, când o să vă vadă la televizor, o să ia foc? Nu știu. Deci nu vreau absolut nimic decât vreau să știu ce se va întâmpla cu mine. Să-mi spună drept, vin de casa, pentru că fica mea, după ce a auzit că vin aici până în Paște, a scos un act pe numele... mi-a spus așa, zice, oricum te dau afară. Am jurământ cu tataia să te dau afară. L-am dat și pe fitul, te dau și pe tine. Și zice, oricum, casa nu mai e nici a lui Cătălin, nici a mea. Casa e a lui băiatul. Și a venit cu un act, mi l-a prezentat, în care scrie numele lui băiatul ei. Adică nepotul dumneavoastră. Da, până la cadastru. Înțelegeți? Ce o să faceți, doamnă? Nu știu ce o să fac, n-am decât să-mi iau zilele. Nu am frați, nu am surori, părinți, nu mai am. Toți cei dragi mi-au murit. Mai aveți copii? Păi am copii, dar la ce am făcut că le-am dat lor și lor nu le-am dat? Asta s-a... Deci nu mai sunt. Relația? Dar o pensie aveți? Nu am pensie, nu am nimic. Aola. Pentru că am puțin de vechime. Și m-am îmbolnăvit, eu de-aia le-am dat lor, am crezut că mă ajută. Copii aveți în total, doamnă? Trei. Și credeți că decizia asta că ați fi lăsat casa fetii... Având în vedere că ați ajuns cum ați ajuns în sufletul celorlalți doi copii, nu se mișcă nimic, nu vor iubi? Nu se mișcă, Mara, nu se mișcă. Am întrebat-o pe doamna. Stai liniștită. Da, să-mi spună, doamna. Ce discutăm? Doamnă, dacă ați vândut-o fără clauză, asta e situația. Da, știu. Toată lumea trebuie să audă. Nimeni nu-și dă casa la ora actuală fără o clauză. Să ne fie clar la toți oamenii în vârstă. Clar să ne fie, poate să fie înger copilul. Nu știi ce se întâmplă mâine. Deci, oameni buni, nu vă vindeți casele fără o clauză. Așa, acum am răspunde și mie, vă rog, da. Cu ceilalți copii nu mai vorbiți deloc? Adică e supărarea? Ba da, vorbesc cu ei, dar tot timpul la același subiect. Vă reproșează faptul că ați lăsat casa fetei? Deci tot timpul același subiect și nu mai vreau să mă... Dacă fata v-ar da în stradă, că să știți că poate să facă lucrul ăsta legal, adică asta e situația. Credeți că ceilalți doi copii v-ar lăsa tot acolo în stradă? Nu, fica cea mare în primii ani, fica mijlocie. Da. M-a ajutat foarte mult, mi-a dat și lemne. Nu v-ar lăsa în stradă, că asta e... M-a ajutat mult și chiar mi-a zis, vino la mine, dar în situația în care sunt bolnavă... Dar ei copiii vorbesc între ei? Și fără pensie. Da, vorbesc, da vorbesc. Și nu-i spun ceilalți... I-a zis, măi, fată, gândește-te ce se întâmplă, gândește-te, nu mai bate, lasă-o în pace. Înțeleg că bătăile au fost repetate. Nu a fost doar acel episod pe care l-ați relatat acum câteva minute. Mi-au spart geamurile. Deci, și tot mereu îmi spune, vrei să te tăvălesc? Asta e vorba, vrei să te tăvălesc? Și mi-arătă semne obscene cu degetul și mă măscărește. Și sângele mi l-a înjurat. Deci nu pot să rezist la gură ei. Să vorbesc cu fata. Ginerele sau fica dumneavoastră? Fica dumneavoastră. Da. Dar fica înainte spuneați că ginerele și fica erau cât de cât, nu știu, aveau un comportament. Erau, dar nu știu, practic, ce s-a întâmplat.
Da, că asta cred că v-a determinat să aveți acea încredere de care vorbeați încredere mai devreme, să le faceți acte. Și fără clauză, fără uzufruct viager. N-aveți niciun fel de venit, nici ajutor social? Nu am nimic. Am mers la primărie, am făcut o sesizare și mi-a spus, am primit sesizare înapoi acasă pentru că am vândut casa și am luat o sumă de bani. Nu poate să mă ajute. L-a considerat venit. Da, da. O sumă de bani pe care practic n-ați luat-o. Nu, am primit nimic. Dar poate ați putea să vă autodenunțați. Deci la poliție să vă autodenunțați că de fapt n-ați primit niciun ban pe casa aia și s-ar putea să autodenunțându-vă sunteți degrefată de... Știe poliția. Poliția din comună? Să scrieți, doamnă. Dar cine ia în seamă? Poliția din comună știe situația. Doamna, dar știți cum e? Că una e că știe șeful de post, alta e că dumneavoastră vă duceți și scrieți. Nu vă descurcați acolo în comună, nu vă iau în seamă, vă duceți la Ploiești. Puchie din Moșneni e lângă Ploiești, nu-i de Prahova, acolo, nu? Da, da. Sunt 10 km până la Ploiești, 15. Vă duceți acolo și faceți la IPJ Ploiești și spuneți, uite domnule, eu am furat, că ați furat, practic, n-ați plătit niște taxe la stat. Și vreau să mă autodenunț, dar îi băgați pe ei. S-ar putea aspectul ăsta, fiica noastră, să nu-l cunoască.